Best for Soil, o rețea internațională pentru stimularea a patru dintre cele mai bune practici pentru sănătatea solului în Europa. Bună! Mă numesc Saskia. Împreună cu alți colegi din 8 țări, dezvoltăm un program de schimb de cunoștințe privind sănătatea solului. În acest videoclip veți viziona cum facem asta și ce măsuri puteți lua voi pentru a îmbunătăți și menține un sol sănătos. De asemenea, pentru informații mai detaliate, vizionați și celelalte videoclipuri Best for Soil. Best for Soil este parte din Parteneriatul European pentru Inovare în Agricultură, PEI Agri. În proiectul Best for Soil, cercetătorii, fermierii și consilierii din 20 de țări europene colectează cunoștințe cu privire la maladiile solului și dăunătorii acestuia și avansează cele mai bune practici pentru menținerea și îmbunătățirea sănătății și fertilității solului. Best for Soil vine în ajutorul celor implicați prin în primul rând, furnizarea bazelor de date ale agenților patogeni și nematozi care afectează culturile și, în al doilea rând, prin transmiterea celor mai bune practici pentru gestionarea acestora. Toate informațiile sunt accesibile în 20 de limbi din Europa, Împreună, alcătuiesc o compilație a demersurilor pentru îmbunătățirea sănătății solului. Sănătatea solului este capacitatea unui sol de a face față maladiilor și dăunătorilor, menținerea numărului agenților patogeni suficient de scăzut, astfel încât culturile să nu aibă de suferit. Agricultura intensivă pe termen lung pune presiune asupra sănătății solului și, Împreună cu restricțiile crescând de la utilizarea pesticidelor sintetice, există o nevoie stringentă de metode alternative de gestionare și minimizare a impactului bolilor care afectează solul. Optimizarea rotațiilor culturilor și punerea în aplicare a unor abordări de gestionare a culturilor minimalizează șansele ca maladiile solului să atingă un prag economic important sau chiar să nu permită apariția acestora. Cele mai bune practici pentru crearea și menținerea unui sol sănătos implică aplicarea de compost sau modificări organice și utilizarea gunoiului ecologic sau a culturilor de acoperire. Aceste demersuri pot crește randamentul culturilor, pot îmbunătăți sănătatea solului, pot crește conținutul de materie organică a solului și pot reduce populațiile de patogeni sau preveni apariția acestora. Alte abordări pot fi utilizate pentru a gestiona și eradica focarele de agenți patogeni și nematozi, concomitent cu menținerea unui sol sănătos, cum ar fi dezinfestarea anaerobă a solului, DAS, și biosolarizarea. Toate informațiile pot fi accesate prin intermediul site-ului Best for Soil, inclusiv baze de date cu acces gratuit, blog, tutoriale video și fișe informative. Să implementeze rotații optime ale culturilor și strategii inovatoare pentru a controla agenții patogeni din sol și îmbunătățirea sănătății acestuia. În 20 de țări, intermediarii Best for Soil oferă sprijin celor interesați la evenimente informative sau conferințe regionale. La cerere, aceștia pot organiza ateliere pentru grupuri locale interesate să afle mai mult despre teme specifice promovate de Best for Soil.